Deci, H, scriu din nou cercul, cercului, circumscris, triunghiului, O1, O2, O3. Și atunci, H, O1, egal cu H, O2, de la cercul, cercul, triunghiul, O2, H, O2, egal cu H, O3. Egal cu H. Egal cu H. Asta înseamnă că cercul circumscris lui O1, O2, O3 este de aceeași rază cu cercul pedal. Deci, spui încă o dată, H, O1, egal cu H, O2, egal cu H, O3, egal cu R. Și cum triunghiul O1, O2, O3, congruent cu triunghiul A, B, C, din astea două rezultă că cercul, triunghiului, deci cercul circumscris triunghiului ABC, cercul circumscris triunghiului ABC este de aceeași rază, de aceeași rază cu cel circumscris lui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa. Asta cu cercul. Cercul. Circumscris. Triunghiului. 1, 2, 3. Care este de rază IR. Și asta înseamnă că cercurile. Deci. Adică, nu, 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 este de rază iar cu cercurile. Deci, clară rază. Deci, foarte clară, da. Și e deci, scris. Am insistat. Două etape au fost aici. Etapele, etapa când am constatat că cercul circumscris la ABC este de aceeași părere cu, de aceeași rază cu cercul de date. Și a doua etapă, triunghiul ABC congruent cu triunghiul 1, 2, 3. Inițial am încercat să mergem pe paralelogram. Nu am mers, nu aveam argumente, doar două laturi opuse sunt congruente și paralelism nu mai aveam. Și atunci apariția triunghiului de acord. Asta este o problemă. Nu mai este nevoie să mă învățăm de paralelism. Nu este paralelism asigurat, dar fie mai interesant doar să arăt că... Răsigare. E da, da. Într-un caz de concurență, lat în lat. Exact. Am arătat. Am arătat acest lucru, triunghiurile fiind concurente și cercurile circumscrise sunt de aceeași mărime. Cum la omul de rață, iar tot la fel sunt de vârstă. Ceea ce am făcut de măsă. Unde ți s-a părut? Imposibil. Da, e s-o posibil că e bine și e sfârșit și deci motivul ăla, și sfârșit și 10 noapte. Deci atât. Da, da. Nu că n-ar fi ce. Nu merge. Vă uitați, o să vă uitați la film. Da. Film. O să vedeți că când s-a insistat de mult, nu se poate. Da, da, nu că nu e, nu am dat prea de imposibil. Da, după ce vedeți înălbarea, nu e chiar și chiar clară. Deci noi am avut probleme că ne-am concentrat să facem anumite probleme, dar ceream paralelogramul ăsta. Și nu aveam nici ăla și n-am avut argumente. Da. Ei bine, triunghiul ăsta albastru, ne s-a luat. Bun, ține de asta. Am făcut așa, con, circulație. Deci, primiri probleme. Con, circulație. Circulație. Drept. Drept. Are la treabă volumul. Deci, are la terenul, are total volumul. Secțiunea axială. Așa. Secțiunea axială și secțiunea paralelă. Secțiunea. Cumva paralelă cu bază. Da. Secțiunea.
se apară cu barca. Apoi, cred că aici la problema justiției, că am făcut foarte multe lucruri, nu? Aici, problema asta, am făcut rău. Problema. Cele 5 monezi, nu care apără de primul. Da, cele 5 monezi, 5 bani, de 5 bani. Monezi, 5 bani. Da, deci este 5. Că-s 3 și mai avea 2 triunze. Că-s 5. Da, deci era. Problema se explica în care am avut aici. Linie mijlocie. Da. Rom. Mediatoare, ne-am folosit foarte mult din mediatoare. Da, mediatoare am zis. Da. Paralelogram. Unui segment. Apoi, centrul cercului circumscris. Corect. Intersecția mediatoare. Da. Cercul circumscris. Cam asta. Dar la materie, mulțumim că sunt mai profan, că trebuie o seară plăcută, mă te dai în limita de la și el. Da, la revedere. Nu știu, ce dată lumea.